Am simțit că s-a apropiat spre mine. N-am avut o vorbă bună de la nimeni, dar el s-a plecat spre mine, de atâtea ori mi-a vorbit. M-am plecat înaintea lui în disperare și am zis, Iisuse, ajută-mă căci nu mai pot. El a venit și m-a scos din orice situație. Poate ai trecut printr-un accident în viața ta, într-un moment în care ai crezut că vei pleca din lumea aceasta. Iisus a fost la cârma vieții tale. El te-a păzit ca să fii astăzi aici să auzi cuvântul lui. Știi de ce? Fiindcă El nu vrea să pleci din lumea aceasta nemântuit. El vrea să pleci din lumea aceasta mântuit. Odată niște tineri au plecat la discotecă și a zis mama, zbuciumată în inima ei, dragii mei, eu știu că plecați voi într-un loc nepotrivit, dar luați-L și pe Iisus cu voi să vă păzească de cel rău. Și știi ce a zis tinerii? Iisus nu are loc cu noi. Iisus are loc în portbagaj. Venind de la discotecă au avut un accident mortal. Și-au murit și-au plecat din lumea aceasta. Iar când au venit cei care au văzut accidentul și-au căutat pe cei morți, au văzut în portbagaj că era un cofrag de ouă. Nu era atins deloc. Că a zis că numai Iisus are loc în portbagaj. Eu te întreb, dragul meu, care este numărul unu în viața ta? Copiii tăi. Iisus i-a dat copiii ca o binecuvântare să-ți aducă bucurie în lume. Soțul tău, soția ta, El ți-a dat, Iisus, un ajutor potrivit în lumea aceasta ca să poți face, să ții piept problemelor vieții. Serviciul tău e locul unu. Dacă Iisus nu te-ar binecuvânta, nu l-ai fi avut. Banii tăi, și ce spunem salmi? Unii se bizuiesc pe carele lor. Alții se bizuiesc pe puterea lor. Alții se bizuiesc pe renumele lor, pe banii lor, pe faima lor. Dar noi cât suntem aici, putem să spunem că ne bizuim pe numele Domnului, o știm. Vrei ziua aceasta să faci din Dumnezeu un tur de apărare, un tur de scăpare când vine furtuna și vigilia în viața ta, ca să poți să alergi la turnul de scăpare. Domnul să vă ajute. Cântarea pe care vreau să cânt vorbește așa de frumos. Am fost lutul, cel cu zgură, lut luat din bătătură, dar Iisus m-a curățit și pe roate m-a învârtit, m-a făcut.